Aș vrea să vă invit și cu atenție să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Îl citesc în această seară dintr-un cuvânt foarte cunoscut de foarte mulți dintre dumneavoastră, Evanghelia după Luca de la capitolul 13, începând cu primul verset și până la versetul 9, pagina 1007 în Sfânta Scriptură. Evanghelia după Luca de la capitolul 13, începând cu versetul 1. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun, nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Tai-l, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dacă Domnul chiar la noapte ar veni, a fost ideea principală a uneia dintre cântările care s-a cântat în această seară. Nu știu cât de mult a rezonat în mintea dumneavoastră ideea asta că Domnul Iisus Hristos se poate să vină la noapte. Dragii mei, venirea Domnului Iisus Hristos a fost o temă foarte importantă în discursurile Domnului Iisus Hristos, în învățăturile apostolilor. Și de ce nu în învățătura Bisericii lui Dumnezeu din vremea noastră? Nu știu cât de serios luăm noi învățătura aceasta. Domnul se poate să vină la noapte. Încape în mintea noastră scenariul acesta, frați și surori, că s-ar putea să vină la noapte. Spune Sfânta Scriptură că va veni în ceasul în care nici nu ne gândim. Și noi nici nu ne gândim că s-ar putea să vină la noapte. E adevărat? Spun asta pentru că mi-am pus o întrebare în timp ce se cânta cântarea aceasta și a mai fost o altă cântare care avea tot aceeași temă. Întrebarea pe care mi-am pus a fost următoarea. Oare seara asta, când suntem aici în casa lui Dumnezeu, ne ajută cu ceva dacă va fi să vină Domnul la noapte? Ce ziceți, frate și surori? Seara asta ar putea să lucreze ceva schimbări, transformări, înnoiri. Pentru că dacă va fi să vină Domnul la noapte, venirea Lui să ne fie de bine. Rugăciunea mea către Dumnezeu este să se producă miracolul acesta în această seară. Și prezența noastră aici, împreună cu prezența lui Dumnezeu, să producă ceea ce trebuie să se producă. Și dacă vine Domnul la noapte, să ieșim spre întâmpinare. Așa cum este ceea ce ne învață Sfânta Scriptură. Dragii mei, nu știu câți dintre dumneavoastră a stat vreodată să vă gândiți cât de importantă este ziua care se cheamă astăzi. V-ați gândit vreodată? Știți că în Sfânta Scriptură spune cartea lui Dumnezeu, astăzi dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă mai împietriți inima. Dar ziua de astăzi, ziua aceasta, ziua numită astăzi, dacă vreți, este importantă pentru că astăzi împarte viața noastră în două. Viața noastră până acum și viața noastră de acum încolo. Ziua de astăzi este o piatră de hotar, până aici și de aici încolo. Acum, frați și surori, stimați prieteni, întrebați-vă cum a fost viața dumneavoastră până astăzi. Un amestec, nu? Și boală și sănătate, și bucurie și întristare, și râs și plâns, și fapte bune și fapte rele, și zile de sărbătoare și zile obișnuite.
Și păcate și mai puține păcate. Ziua de astăzi, dragii mei, pune această limită la ce a fost viața până acum. Spun asta pentru că în cuvântul lui Dumnezeu citit în această seară din Luca, din capitolul 13, este o zi în care stăpânul acesta stă și se uită ce a fost viața acestui smochin până în ziua respectivă. Și ce a fost? Frați și surori, o vreme fără rod. Dar la intervenția vierului, spune Sfânta Scriptură, stăpânul acesta mai lasă să curgă viața de azi încolo. Cum? De ce, dragii mei? Știți de ce? Pentru că, zice Sfânta Scriptură, de acum înainte, până acum a fost cum a fost, a trăit cum a trăit, a trăit pentru sine, nu pentru stăpân, dar de acum înainte să fie altfel. Și, dragii mei, despre asta vreau să predic în această seară cu ajutorul lui Dumnezeu. Vremea asta de acum înainte este vremea în care să trăim altfel. Fiecare dintre noi din locul acesta știm cum a fost până astăzi. Pe unde am fost, cum am trăit, ce am vorbit, cu cine ne-am însoțit, ce fapte am făcut. Fiecare știm asta. Dumnezeu din cer, dragii mei, ne mai lasă cine știe cât, dacă nu vine la noapte. Pentru ca să trăim altfel. Vremea în care să trăim altfel. Și întrebarea pe care mi-am pus-o, dragii mei, atunci când Dumnezeu m-a luminat în felul acesta, din acest pasaj din Scriptură, a fost următoarea. Doamne, cum altfel? Cum aștepți Tu să trăim altfel? Și am să încerc să răspund la întrebarea aceasta, cum ajută Dumnezeu din cuvântul acesta lui Dumnezeu. Dragii mei, acest altfel de acum înainte înseamnă, din perspectiva lui Dumnezeu și a cuvântului din Scriptură, să luăm în serios pocăința. Am mers la biserică ani de zile. Sunteți aici oameni cu pericărunți, sunteți aici tineri, veniți în locul acesta sau în altă parte de multă vreme. Dar de acum înainte, Dumnezeu din cer vrea altfel, să luăm în serios pocăința. Dacă nu vă pocăiți, și ni se spunea mai înainte vorbind despre cei de la Ierusalim, că le vorbea Petru despre pocăință oamenilor religioși, tot iudeilor le vorbea și aici Domnul Iisus Hristos. Dacă nu vă pocăiți. Știți, dragii mei, că pocăința este mesajul central al Evangheliei. Pocăința este mesajul central al cuvântului lui Dumnezeu. Când Ioan Botezătorul a început să predice în pustiul iudei și veneau oamenii cu grămada la el, dragii mei, știți care era mesajul lui Ioan Botezătorul? Pocăiți-vă! L-a prins Irod, l-a pus la temniță, i-a tăiat capul și s-a ridicat Domnul Iisus Hristos în momentul acela și a început să provodească și să spună pocăiți-vă! A fost crucificat, a fost în mormânt, a înviat, s-a înălțat și au început apostolii să propovădească și să zică pocăiți-vă! S-a citit din Cartea Faptele Apostolilor. Dragii mei, pocăința este mesajul central al Scripturilor, pentru că ce vrea Dumnezeu din cer este să luăm în serios pocăința. Amin. Dar ce-o fi însemnând pocăința asta? Printre altele, dragii mei, pocăința înseamnă să se întâmple ceva aici în capul nostru, să se producă o schimbare de gândire. Să începem să gândim altfel. Știți, în Psalmul 51 zice David așa: am făcut ce este rău înaintea ta. David, cum de zici că ai făcut rău? Atunci când ai luat-o pe Batseba, nu te-ai gândit că e rău? Ce s-a întâmplat în mintea ta, dragii mei, de în momentul acesta când scrie Psalmul 51, zice am făcut ce este rău. Cum ai ajuns să numești ce ai făcut rău? E acolo, la începutul psalmului, zice, asta spune David după ce a venit Natan la el și a vorbit din partea lui Dumnezeu. S-a produs ceva aici. O luminare din cer. Pricepeți? Omul lui Dumnezeu Iov, care este descris în termeni extraordinari de Dumnezeu,
Când Dumnezeu stă de vorbă cu Satana, zice, nu-i nimeni ca el pe pământ. Avea Dumnezeu dreptate sau nu avea, frații mei? Cum să n-aibă Dumnezeu dreptate? Că Dumnezeu ne pune pe cântar și Dumnezeu știe cum bate cântarul. Și a zis Dumnezeu, nu-i nimeni ca el pe pământ. Ori pe cât aș pune pe cântar, ca eu nu-i niciunul. Și într-o zi Iov s-a luminat aici la minte și a zis, mă pocăiesc în țărână și cenușă. Știți de ce? Am vorbit fără să pricep de lucruri care erau mai presus de puterea mea de pătrundere. Și de asta trebuie să mă pocăiesc. Și s-a produs această schimbare. Dragii mei, asta înseamnă să mă pocăiesc, să se producă o luminare în mintea mea și să pricep că ceea ce am făcut ieri sau alaltă ieri sau săptămâna trecută este rău înaintea lui Dumnezeu. Oricât de bine aș fi crezut că a fost atunci când am făcut. Este rău înaintea lui Dumnezeu. Dar trebuie să luăm în serios pocăința. Chiar dacă am fost foarte consecvenți cu mersul la biserică până acum de 20 de ani, dar dacă n-am fost serios cu pocăința de acum înainte, de astăzi, trebuie să luăm în serios pocăința. Cu ceva vreme luna asta de vorbă cu o familie tânără, tânără și o tânără de la biserică, mi s-a părut așa că asta a fost înainte de pandemie. Mi s-a părut așa că a dispărut familia asta din peisajul bisericii. Și am întâlnit într-o zi și am stat de vorbă și mi-au explicat ce s-a întâmplat, dar ascultați ce mi-au spus ei și îi cred. Frate Relu, să știți, noi luăm în serios pocăința. Am avut asta, am avut asta, s-a întâmplat asta, dar noi luăm în serios pocăința. Nu mi-a spus nimeni niciodată în toată slujirea asta de ani mulți de slujire înaintea lui Dumnezeu, noi luăm în serios pocăința. Ce înseamnă să iau în serios pocăința? Deci, nu știți ce înseamnă? Înseamnă, printre altele, să cred, să înțeleg că pocăința este singura metodă de a-mi rezolva trecutul meu. Smochinul ăsta avea în spate un trecut de cel puțin 3 ani de zile când a făcut ce a vrut el. Stăpânul avea niște așteptări și smochinul ăsta le-a strivit în picioare. N-a ținut cont de ce vrea stăpânul, cum noi nu ținem cont de ce vrea Dumnezeu de foarte multe ori în viață. Cum să-și rezolve trecutul ăsta? Că smochinul ăsta nu-i copac, dragii mei. Oameni, dacă vreți. Cum să rezolve trecutul? N-ai cum să-l rezolvi. Noi avem impresia uneori, dragii mei, nu știu de unde ni se trage, că putem să rezolvăm prin compensare. Adică am făcut atâtea rele și facem nu știu câte bune. Dar nu se poate rezolva. Sau putem să ne rezolvăm trecutul printr-o perioadă de suferință sufletească. Ne apasă vinovăția vreo câteva zile, vinovăția aceasta sau apăsarea aceasta scade în intensitate și apoi dispare. Și avem impresia că s-a rezolvat. Nu s-a rezolvat. Știți? David zicea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Mâna ta apăsă asupra mea. Vreau să vă întreb, suferința asta sufletească a lui David i-a rezolvat păcatul lui? Ce a trebuit să facă? A trebuit să stea înaintea lui Dumnezeu într-o zi și să se pocăiască. Atunci mi-a venit cuvântul pe limbă și am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Nu este altă metodă. Pocăința este singura metodă să-mi rezolv problema păcatelor. N-ar cum să rezolv altfel. Chiar dacă mi-ar duce să stau zi și noapte în biserică, în asta sau în alta. Că vine la mine odată un tânăr la biserică și a zis, fratele lui, îmi dați voie să petrec o noapte cel puțin în casa lui Dumnezeu. Cum să nu-ți dau voie? Dar chiar dacă ați venit să stați toată noaptea aici, dacă nu faceți ce trebuie să faceți când veniți aici, statul o noapte în casa lui Dumnezeu nu vă rezolvă problema. Pocăința o rezolvă. Că atunci când David s-a dus înaintea lui Dumnezeu, pocăindu-se, a recunoscut, tu ai iertat vina păcatului meu. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Deci pocăința asta, luam serios pocăința, înseamnă să recunoști că asta este singura
modalitate de a-ți rezolva trecutul. Dar a lua în serios pocăința înseamnă și să îți faci sau să ne facem o analiză personală completă. Dragii mei, știți care e problema noastră? De foarte multe ori noi ne ocupăm de lucruri mari, avem impresia că astea contează înaintea lui Dumnezeu. Lucrurile mici nu contează. Și vreau să vă întreb, oare chiar nu contează lucrurile mici înaintea lui Dumnezeu, numai cele mari? Știți, spune Sfânta Scriptură că atunci când David era urmărit de Saul, fugea prin pustiu, a intrat undeva într-o peșteră să se ascundă. Și culmea, tocmai în peștera aceea a intrat și Saul. Și spune Sfânta Scriptură că oamenii lui David îl tot îmboldeau de toate părțile să-l omoare pe Saul. Și David a făcut un singur lucru. Știți ce a făcut David? Frați și surori, i-a tăiat colțul hainei. Cum vreau să vă întreb, e mic lucrul ăsta? Nu i-a pus piedică, nu i-a dat două palme, nu l-a înțepat cu sulița, n-a făcut nimic. I-a tăiat colțul hainei. Dar ce contează, dragii mei, că îți lipsește un colț de haină când umbli prin pustiu, printre pietre, prin praf, agățându-te de toți caii? Ți contează că îți lipsește un colț de haină? Dar știi ce spune Sfânta Scriptură? După ce a făcut lucrul ăsta, care e mic, inima lui David a început să bată. A început să bată. Chiar dacă era un lucru mic. Cum să pun mâna pe unsul Domnului? Așa cum era de ticălos Saul, David a priceput că lucrul ăsta, dragii mei, mic, nu este în acord cu voia lui Dumnezeu. Nu numai lucrurile mari, lucrurile mici. Altădată spune Sfânta Scriptură că l-a chemat David pe Ioab și a zis: fă numărătoarea poporului, du-te în țară dintr-o parte în alta și fă numărătoarea poporului. Și a zis Ioab: dar de ce vrea Domnul meu să facă numărătoarea poporului? Și a încercat să-i dea un sfat să nu facă lucrul acesta. Ioab a primit ordinul de la împărat să duce și a făcut numărătoarea poporului și spune Sfânta Scriptură, după ce a venit cu rezultatul, inima lui David a început să bată. N-a ascultat sfatul lui Ioab. La câți din locul acesta, dragii mei, începe să ne bată inima atunci când n-ascultăm un sfat bun care ni se dă? Care dintre noastre copii sau mai puțin copii considerați că e un lucru grav înaintea lui Dumnezeu că n-am ascultat un sfat care ni s-a dat, un sfat bun care ni s-a dat? Când mă analizez înaintea lui Dumnezeu, pentru că iau în serios pocăința, atunci analizez lucrurile mici și lucrurile mari și cu toate astea mă duc înaintea lui Dumnezeu. Dar analiza asta nu fac, dragii mei, după mintea mea. Că după mintea mea s-ar putea să este extraordinar. Când a venit Saul de la războiul la care l-a trimis Dumnezeu împotriva lui Amalec și a ieșit Samuel înaintea lui, știți ce a zis? A zis Saul: am păzit cuvântul Domnului, adică toate sunt în regulă. Am făcut ce mi-a zis Dumnezeu. După mintea mea, zice Saul, am păzit cuvântul Domnului, că m-am dus, că m-am bătut, că am biruit, că m-am întors. Nici măcar comparându-mă cu alții nu pot să mă evaluez. Aș ieși ca și fariseul acela din pilda Domnului Iisus Hristos, care a crezut că dacă dă zecioală și postește nu știu câte ori pe săptămână, e regulă înaintea lui Dumnezeu. Trebuie, dragii mei, să mă evaluez cu cuvântul lui Dumnezeu. Când Samuel i-a pus înaintea lui Saul cuvântul Domnului și a zis: îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea, în momentul acela Saul a zis: am păcătuit înaintea lui Dumnezeu. A lua în serios pocăința înseamnă, dragii mei, ascultați-mă bine, înseamnă să-mi fac o analiză personală completă. Să mă duc cu toate astea înaintea lui Dumnezeu. Și să pricep nu doar că este singura modalitate de a-mi rezolva trecutul, să pricep că pocăința este o cerință pentru fiecare om, inclusiv pentru mine. Oamenii aceștia au venit la Domnul Iisus Hristos vorbind despre niște concetățeni de-ai lor. Și în mintea lor, dragii mei,
în mintea lor, concetățenii acelor erau foarte păcătoși. Dacă e vorba de pocăință, ei ar fi trebuit să se pocăiască. Dar Domnul Iisus Hristos zice, nu numai ei, voi trebuie să vă pocăiți. Dragii mei, pocăința asta este o cerință pentru oamenii care sunt apreciați de societate, dacă vreți. Pentru oameni foarte religioși. Vreau să vă întreb, Saul din Tars, viitorul apostol Pavel, era un om religios sau nu era religios? Zicea el la un moment dat, după lege neprihănit. Omul ăsta a avut nevoie să se pocăiască. Și la un moment dat a spus, cel din tâi dintre păcătoși. Deci, dragii mei, de acum încolo, viața mea, viața noastră trebuie să fie trăită altfel și acest altfel înseamnă să iau în serios pocăința. Domnul Dumnezeu din cer să ne ajute, să ne binecuvinteze. Al doilea lucru, dragii mei, care înseamnă viața trăită altfel de acum încolo, înseamnă să prețuim ce prețuiește Dumnezeu. Acum, sunteți de acord cu mine, frați și surori, că noi oameni în general, nu neapărat numai noi ăștia din locul acesta, noi oameni în general prețuim lucrurile. Sunteți de acord? Sunteți de acord, frații mei? Eu știu oameni care prețuiesc foarte mult lucrurile vechi. Se duc și cumpără fiare vechi, fiare din acelea leșite noastre, cu jar, cu cărbuni. Le aranjează și le pun undeva. Sunt oameni care se duc și cumpără nu știu unde căruțe, le renovează și le pun undeva pe gazon. Le plac lucrurile vechi. Le acordă valoare. Sunt alții, dragii mei, care prețuiesc lucrurile noi. N-apare bine ultimul model de telefon, s-au dus să-l cumpere. Acum poate nici într-o categorie, nici alta nu suntem. Dar, dragii mei, ca oameni prețuim lucruri pentru că noi considerăm că depindem de ele. Ne creează un anumit standard de viață, un anumit confort pentru viață. Noi oamenii prețuim lucruri, dar nu e așa că noi oamenii ne prețuim pe noi înșine. Fiecare se iubește, se prețuiește pe sine și s-ar putea să mă întrebați bine, fraterelu, dar ce-i rău în asta să mă prețuiesc pe mine? Că zice apostolul Pavel, eu vreunul care și-a urât vreodată trupul lui? Nu. Știți care e problema noastră? Ne prețuim pe noi și ne până la idolatrizare. Nu credeți asta? Ne prețuim așa de mult pe noi înșine, încât nu ne mai refuzăm niciun lucru. Dacă trupul acesta cere o plăcere, atât de tare mă prețuiesc și mă iubesc că eu dau. Dacă cere o buibară de mâncare sau de băutură, atât de mult îl prețuiesc că eu dau. Dacă trupul ăsta cere o răzbunare, imediat mă răzbun. Atât de mult mă iubesc pe mine, mă prețuiesc pe mine. E adevărat, frații mei? Atât de tare ne prețuim pe noi, încât ceilalți nu mai contează. Putem trece pe lângă ei căzut să fie, aproape morți. Nu ne mai interesează. Prețuim lucruri, ne prețuim pe noi, prețuim aparențele, să arătăm bine, să se vadă sau să fim văzuți bine. Deci, smochinul ăsta despre care am citit în seara asta prețuia tare mult aparențele, să arate bine. Și de departe oamenii care treceau pe undeva, poate pe la marginea viei respective, se uiteau la smochinul ăsta, extraordinar de bine arată, pe din afară arată bine. Dar știți care e problema? Domnul Iisus Hristos sau Dumnezeu Tatăl din cer nu se uită la noi așa de la distanță ce bine arătăm. Vine să dea frunzele deoparte, să intre în intimitatea noastră. Și acolo descoperă cine suntem noi. Mă înțelegeți? Spune Domnul Iisus Hristos, îi spune lui Ioan să scrie bisericii din Efes. Așa arăți bine. Știu faptele tale, știu ostăniala ta, știu răbdarea ta.
De la distanță areți bine. Dar când îi să se dea frunzele deoparte, să se pătrundă în profunzime, în adâncime, să se pătrundă în sufletul tău, în intimitatea ta lăuntrică, atunci se vede că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Dar așa pe din afară? Sau când scrie bisericii din Sardes, îți merge numele că trăiești. Bine pe din afară. Ți s-a dus vestea, a ajuns cine știe unde vorba asta despre tine, că ești în regulă, dar zice, din perspectiva lui Dumnezeu, care nu se uită doar la aparențe, din perspectiva lui Dumnezeu, ești mort. Noi prețuim lucruri, ne prețuim pe noi, prețuim aparențele, să ieșim bine, să ni se ducă vestea. Dar ce prețuiește Dumnezeu? Frații mei, credeți că stăpânul ăsta prețuia frunzele la acest mochin? Erau importante pentru stăpân? Știți ce prețuia stăpânul la smochinul ăsta? Prețuia rodul. Știți ce prețuiește Dumnezeu la noi? Frați și surori, prețuiește rodul. Și rodul acesta, dragii mei, înseamnă faptele unei inimi schimbate. Faptele unei inimi schimbate. Dacă tot am vorbit despre Saul din Tars, vreau să vă întreb, dragii mei, recunoașteți în atât cât e scris în Biblie despre biografia lui, despre viața lui, recunoașteți că a fost un moment în care inima acestui om a fost schimbată, recunoașteți? Mergea dintr-o parte în alta, se prindă pe creștin, poate să-i bată, îi ducea la Ierusalim să fie judecați de mari preoți de la Ierusalim și într-o zi se întâlnește cu Hristos Domnul. Și din momentul acela, Saul din Tars este alt om. Și când scrie Tesalonicenilor, Pavel scrie așa, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu doar Evanghelia Domnului Iisus Hristos, ci chiar viața noastră, atât de scumpi ne ajunsese răți. Frății mei, este asta schimbare? Este ceea ce vrea Dumnezeu din cer de la noi? Faptele unei vieți schimbate, când vine Dumnezeu să mă evalueze, să mă cerceteze, să mă caute, dragii mei, caută faptele unei vieți schimbate. Când i-au adus la Domnul Iisus Hristos iudeii pe femeia aceea prinsă în păcat, au crezut oamenii aceia că îl prind cu ceva, au crezut că par frumos, că sunt apărătorii legii. Într-un final, Domnul a stat de vorbă cu femeia aceea și a zis așa, du-te, dar să nu mai păcătuiești altul. Din momentul acesta, de acum înainte, să faci faptele unei vieți schimbate. Când Domnul Iisus Hristos a întâlnit, dragii mei, cu ologul acela de 38 de ani vindecat, l-a întâlnit în templu, știți ce a spus? Du-te, dar să nu mai păcătuiești, să nu ți se întâmple ceva mai rău. Asta prețuiește Dumnezeu. Câți dintre noi din locul acesta, dragii mei, oameni care veniți aici mai des sau alții poate mai rar în locul acesta, câți dintre noi prețuim ceea ce prețuiește Dumnezeu? Faptele unei vieți schimbate sau faptele unei slujiri devotate? Că Dumnezeu din cer nu ne-a chemat doar să stăm cu minți într-o bancă, în biserică, să avem o serie de evangelizări aici, să facem un casament al predicatorilor. Nu la asta ne-a chemat Dumnezeu. Ne-a chemat să slujim lui Dumnezeu, chiar dacă nu toți de la amvon. Să luminăm pe unde ne-a pus Dumnezeu, în casa noastră sau la munca noastră sau la școala noastră, să luminăm, asta e slujire pentru Dumnezeu. Oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu prin viața noastră. Asta prețuiește Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne ajute, dragii mei. Dincolo de lucruri, dincolo de imagine, dincolo de ce ne place nouă, dragii mei, să știm ce îi place lui Dumnezeu, ce prețuiește Dumnezeu. Și de acum încolo, dragii mei, să prețuim și noi rodul vieții noastre, rodul sfințeniei vieții noastre.
Mă duc mai departe, dragii mei, un alt lucru care caracterizează acest altfel, viață trăită altfel de acum încolo, înseamnă să răspundem harului lui Dumnezeu. Dragii mei, smochinul ăsta nu era undeva în sălbăticie, undeva pe câmp. Era undeva, zice Biblia, în vie. Știți că cineva l-a pus acolo. N-a crescut așa de la sine. Vă vreau să vă întreb, sunteți aici în Biserica lui Dumnezeu, nu sunteți în sălbăticia lumii astea. Cum ați ajuns să fiți în Biserica lui Dumnezeu, frați și surori? Cineva v-a luat de colo și v-a pus aici. Dar ce ați meritat să fiți aici și nu în sălbăticie? Ce ați meritat? Frați și surori, ce a meritat? Eu personal nimic. Și sunt convins că nici dumneavoastră n-ați meritat nimic. Și dacă sunteți în vie, dacă sunteți în biserică, dacă nu sunteți în sălbăticia lumii acestea, este har de la Dumnezeu. Îl slăvesc pe Dumnezeu pentru harul Lui. Și se spune în seara aceasta că e mare har, că în această vreme putem să fim aici, să avem evangelizare. E har de la Dumnezeu. Dar ce înseamnă harul ăsta lui Dumnezeu? Înseamnă o atitudine de bunătate din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu e atât de bun în vremea aceasta, ne-a luat de colo și ne-a pus aici, așa cum stăpânul ăsta a fost bun cu smochinul ăsta. 3 ani la rând l-a tot lăsat. S-a dus și a căutat și n-a găsit. Și l-a lăsat acolo. Vreau să vă întreb, este asta bunătate? Sau nu-i bunătate? A venit al doilea, l-a căutat, n-a găsit rod. L-a mai lăsat. E asta bunătate? Suntem în locul acesta, în biserica asta poate. Ani la rând poate a venit Dumnezeu să caute rod și n-a găsit. Și ne-a lăsat să fim tot aici. Este asta bunătate de la Dumnezeu? Dar mai mult, bunătatea asta lui Dumnezeu, sub forma care se prezintă harul lui Dumnezeu, dragii mei, nu doar că ne îngăduie să fim așa de ani de zile, poate, nu s-a judecat cu noi, nu s-a purtat aspru cu noi, ba chiar s-a purtat bine cu noi, dragii mei, în ultima vreme, bunătatea asta ne îndeamnă la pocăință. Nu vezi tu, omule, zice Pavel Roman, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Aleluia. Și de fiecare dată când se deschide cartea asta sau este evanghelizare, sau veniți aici doar biserica din locul acesta și se citește din Scriptură, e bunătatea lui Dumnezeu care ne îndeamnă la pocăință. Anul trecut a fost cum a fost, acum 2 ani de zile a fost cum a fost, data trecută cum a fost, dar omule, înainte să vină Domnul Iisus Hristos, să se închidă ușa asta harului, pocăiește-te, zice Dumnezeu. Ne îndeamnă la pocăință. Este atitudinea bunătății lui Dumnezeu pentru noi. Dar, dragii mei, harul lui Dumnezeu mai este ceva. Este o atitudine lipsită de logică. Știți că harul lui Dumnezeu nu are logică? Știți asta, frații mei? Am auzit pe cineva spunând odată că, după părerea lui, stăpânul ăsta nu l-a mai lăsat pe acest mochin încă un an, pentru că nu e nicio logică să-l mai lase. E împotriva tuturor legilor economiei și managementului ca să-l mai lase pe omul ăsta, pe smochinul ăsta acolo. Cu siguranță l-a tăiat, nu mai a dat un an. Dar frații mei, dar știți că Dumnezeu lucrează nu după logica noastră? Harul lui Dumnezeu înseamnă, dragii mei, să lucreze Dumnezeu altfel decât după logica noastră. De aceea, dragii mei, este maestuos, e măreț harul lui Dumnezeu, că e dincolo de logica noastră. Vă spuneam ceva despre David. A văzut-o pe Batseba. Apoi l-a chemat pe Uria acasă. Apoi să-și ascundă păcatul. Apoi l-a trimis pe Urie pe câmpul de bătaie și a zis lui Ioab, pune-l în linia întâi. Și l-a pus în linia întâi și a murit străpuns de săgețile dușmanilor. Și vreau să vă întreb, e logic ca Dumnezeu să mai aibă de-a face cu bunătate cu omul ăsta, cu David, care a făcut treaba asta? Dar Dumnezeu nu lucrează după logica noastră. Când omul ăsta s-a pocăit sincer înaintea lui Dumnezeu,
Dumnezeu a șters toate păcatele lui. Chiar dacă nu răspunde logicii noastre. Stătea Petru în curtea marelui preot. Și a venit slujnic aceea și a zis, și tu ești dintre ai lui. Și a zis, nu știu ce vorbești, femeie. A venit din nou și a zis, cu siguranță, vorba te dă de gol. Pentru că într-un final, Petru zice, Biblia, unul dintre evangheliști, să se jure cu blestem că nu-l cunoaște. Frații mei, e logic să mai aibă Domnul Iisus Hristos de-a face cu omul ăsta? Nu e logic. Dar când a înviat Domnul Iisus Hristos dintre cei morți, a zis, spuneți-i și lui Petru că Iisus a înviat dintre cei morți. Dincolo de logica noastră, pricepeți, dragii mei, că ăsta e har de la Dumnezeu, să lucreze Dumnezeu altfel decât după logica noastră, că dacă ar lucra Dumnezeu după logica noastră, niciunul n-am fi în locul acesta. Ne-ar fi ras de pe fața pământului. Dar Dumnezeu lucrează în har. Ei, dragii mei, de acum înainte eu trebuie să răspund harului lui Dumnezeu. Și întrebarea este cum? Știți cum? Să apreciez ceea ce face Dumnezeu pentru mine. Să apreciați ce face Dumnezeu pentru dumneavoastră. Dragii mei, noi uităm să facem lucrul acesta. Nu degeaba zice psalmistul când stă de vorbă cu sufletul lui. Suflete, nu uita niciuna din binefacerile Domnului. Sau în altă parte, tot în cartea psalmilor, se întreabă psalmistul, cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile lui față de mine? V-a spus toată întrebarea asta, cum să-i răsplătesc lui Dumnezeu binefacerile? Voi înălța paharul izbăvirilor, voi chema numele Domnului și îmi voi împlini juruințele făcute. Aleluia. Pentru că așa apreciez harul lui Dumnezeu și încep, dragii mei, să folosesc investiția lui Dumnezeu, nu pentru mine, pentru a-mi împlini mandatul meu în această lume, pentru a face ceea ce cere Dumnezeu. A zis vierul către stăpân, mai lasă-l și o să investesc, o să-l sap, pun gunoi, mă ocup în mod special de el. Pentru că de acum înainte, poate că smochinul ăsta va folosi harul ăsta de a mai fi lăsat pentru ceea ce așteaptă stăpânul, adică pentru ceea ce așteaptă Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vreau să mai spun încă un gând și apoi închei, dragii mei. Al patrulea rând. Viața trăită altfel de acum încolo înseamnă să luăm în serios avertizările lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Sfânta Scriptură aici. Poate că de acum încolo va face roadă. Dacă nu, știți că de vreo trei ori apare în textul acesta această expresie, dacă nu, știți că expresia aceasta este un avertisment? Știți, frații mei? În pasajul acesta sunt oameni care au plecat, au murit pentru că au murit Pilat, pentru că a căzut turnul din Siloam peste ei, sunt oameni care au rămas. Dar cei care au rămas în fața acestui avertisment. Dacă nu vă pocăiți, pieriți. Dacă nu face roadă, îl taie stăpânul. Este un avertisment serios. De când s-a dus Moise în Egipt, s-a dus la faraon și a zis, dacă nu, lași pe poporul să plece, vin broaștele. Dacă nu lași pe poporul meu să plece, vin moștele. Avertisment după avertisment. Dragii mei, țineți minte ce vă spun în seara aceasta din acest cuvânt. Viața trăită de acum înainte stă în fața acestui avertisment din partea lui Dumnezeu. Dacă nu, trebuie să luăm în serios sau nu? Ce ziceți, frații mei? Știți ce mă învață pe mine acest avertisment? Că într-o zi, nu știu, mai devreme sau mai târziu, îndelunga răbdarea lui Dumnezeu ajunge la final. Învăț în Scriptură despre Dumnezeul acesta că este un Dumnezeu îndelung răbdător și bogat în bunătate. Și dacă suntem în locul acesta în această seară, este pentru că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu n-a ajuns la capăt. Dar cine știe când ajunge la capăt? În cartea lui Iov spune Sfânta Scriptură că lucrul ăsta, adică
să găsească Dumnezeu un mijlocitor, să găsească pe cineva să-l scoată din groapă, îl face Dumnezeu de 2 ori, de 3 ori. Poate l-a făcut pentru cineva de 4 ori, poate de 10 ori. Dar într-o zi, îndelunga răbdarea lui Dumnezeu ajunge la capăt și dincolo de limita asta nu se mai trece. Spune Sfânta Scriptură în Luca, capitolul 13, înainte de pasajul acesta, după pasajul acesta, mă scuzați, că odată ce stăpânul casei se va ridica și va încuia ușa și voi veți rămâne afară, veți începe să bate, să ziceți: Doamne, Doamne, deschide-ne. Vreau să vă întreb, mai este șansă să lucreze cel dinăuntru, stăpânul, cu îndelungă răbdare să deschidă ușa? A ajuns la capăt, a zis: duceți-vă voi toți, lucrători fără de lege. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvânteze, frate și surori. Ziua de astăzi împarte viața noastră în două. Viața de până acum a fost cum a fost și viața de acum înainte. Cum vom trăi viața de acum înainte? Vom lua noi în serios pocăința? Sau nu vom lua în serios? Vom prețui noi ce prețuiește Dumnezeu? Vom răspunde harului lui Dumnezeu care ne-a mai îngăduit până în vremea aceasta, dragii mei, prețuind ce a făcut Dumnezeu pentru noi? Vom lua în serios noi avertizările lui Dumnezeu și vom împlini așteptările Tatălui nostru din cer sau vom face altceva? Seara aceasta e seara deciziei noastre. De acum încolo să trăim altfel, așa cum vrea Dumnezeu. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin.